happiness hit her like a train on a track. Coming towards her, stand still, no turning back. Aici nu e bine tonul. Cum te simți să fii în blindurile de la Vocea României? Amazing! Foarte extraordinar, nici nu cred că sunt aici. Fac tot din pasiune, dar nu pot să-mi recunosc întotdeauna ceea ce fac când mă aud. Este o greutate foarte mare și sunt foarte bucuroasă că sunt în echipa lui Tudor. L-ascultam când eram mică și cred că face parte din cine eu am fost format ca persoană. Și deci... out of my mind. O alegere ușoară. Da. Eu chiar mi-am spus că cel mai mare lucru care îmi doresc, dacă cineva să se întoarcă, să fie el. Și s-a întâmplat. Ce calități crezi că trebuie să aibă un artist? Cred că multă paciență și credință. Da. Pentru că nu e ușor. Și deci, asta sunt primele calități. Și primele pasiunea, clar, dar dacă ești artist, ai pasiune și creativitate și restul de amor nici nu contează.